Bună seara și bine ați venit cu dragă pastorală cu probleme de matematică la ziua. Sema pentru acasă. Clasa A. 8-a. Exercițiu 19, de la pagina 19. 19, de la pagina 19. Determinați covoratele punctului de intersecție a reprezentării geografice ale funcțiilor, F definită pe R cu valori în R și G definită pe R cu valori în R. Deci F definită pe R cu valori în R și G definită pe R cu valori în R. Unde F de X este egal cu minus 2X minus 1. F de X are de ce da minus 2X minus 1 și G de X egal cu 5X plus 20. Să găsim coordonatele de intersecție ale... Coordonatele punctului de intersecție ale reprezentărilor grafice. Coordonatele... De intersecție ale... intersecției graficilor. Exact. Intersecția de ceva ce... Dăm o valoare lui X și aflăm imaginea 2X, dăm o valoare lui X la G de X, aflăm imaginea lui G de X și... Intersectarea lor o să fie... Tu propui să nu mai trasăm graficele? Bă, da. Se poate și așa, și așa. Și F de X egal cu G de X și la fel pe X-ul comun și... Sigur, da. Deci faptul că cele două drepte se întâlnesc, haideți să ne închipuim așa. În sistemul de axe, e bine să reprezentăm pentru început și pe prima și pe a doua și să ne luăm de F de X egal cu minus 2X minus 1. Și încercăm reprezentarea grafică. Pentru asta facem tabelul de valori. X-ul de la minus infinit la plus infinit. F de X-ul, adică Y cu care apare după rețeta minus 2X minus 1. Câte puncte sunt necesare pentru a trasa graficul de alta experiență, știi, graficul funcției de gradul este o dreaptă, ne trebuie 2 de X. Nu? Două puncte distincte din geometria pe care o știm. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Și pentru asta dau X ceva mare, crezi voi? Ceva proveni? 2. X egal, deci 2 vreți, da? Undeva este 0 și 2. În x-ul e 2, ca imagine, minus 4, minus 1, minus 5. Ai pătrat din? Da. Minus 4, minus 5. Alt x. Altă valoare a lui x. Minus 1. De regulă nu dăm așa la distanță prea mari, pentru că s-ar putea să dea numere mari și ne e greu să se prezentăm în plan. Dar două puncte distincte, asta e important. Două valori ale lui X, care înseamnă 2 de Y, și orice perechea X, Y, înseamnă, de fapt, un punct de A. Când X e minus 1, obțin pe Y, Miruna? Când X e minus 1, obținem 2, minus 1, 1. Bun. Reprezentăm în plan. Am lăsat să acolo pentru că trebuie să spun altceva, dar am rezultat. Reprezentăm prima. Graficul primei funcții, graficul lui F. Avem la dispoziție aceste puncte. E vorba de X-ul egal cu minus 1. Da? Și Y-ul este cât? 1. Paralele. Asta e punctul de coordonate minus 1 și 1 și respectiv 2 și minus 5. 2 și minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci e punctul de coordonate 2 și 5. Minus 5. 2 și minus 5. A. Expus în notă A de pornat și B de pornat. Și pornat e minus 1. Și punct, pur și simplu, le unim, da? Miruna.
când x nu este 0, y pe minus 1, chiar pe aici trebuie să mă duc. Așa. Și mă duc mai mult. Și iată, așa este, ăsta e graficul lui f. Da? Graficul lui f. Și pe el se află perechi și perechi de puncte x și y, care verifică relația y egal cu minus 2x minus 1. Y egal cu minus 2x minus 1. Orice punct de aici va fi la. Dacă îi găsesc x-ul și respectiv y-ul, verifică relația asta. Asta mai înseamnă că ceea ce am scris acum y egal cu minus 2x minus 1 este ecuația dreptei. Duc pe minus 2x și minus 1 stânga și pot să scriu și forma y minus 2x plus 2x plus 1 egal cu 0. Y plus 2x plus 1 egal cu 0 este ecuația dreptei. Asta. Deci pot spun că ceea ce am reprezentat aici este ecuația dreptei. Fiindcă fiecare punctă de aici are un x și un y care dacă le înlocuim în relația asta verifică perfect. Niciun alt punct nu mai verifică. Nu mai face 0. Decât doar punctele de aici. Deci dacă iau punctul de aici din plan, el are și el un x și un y. Dar nu verifică relația asta. Din plan, din tot planul, am selectat doar pe acelea, pe acele puncte a căror coordonate x și y verifică relația. De aceea, toate ele puse una în altul, punctele unul de altul puse, au creat imaginea acestei drepte. Și spunem că este graficul funcției de grad puncții dreapta asta. Tot așa de bine, trebuie să trasăm și graficul funcției g de x, creația 5x plus 20. Tot două valori, x-ul poate să fie la minus, fie la plus, fie g-ul, g de x egal cu 5x plus 20. Punem valori mici. Când x-ul e 0, 0 y cu 20 nu-mi face. 0, hai să zicem, valori negative. Minus 3. Minus 3. Când x-ul este minus 3, face că minus 15 plus 20, 5. Și se pune și minus 4. Și pune și minus 4, care mai e în stânga. Și face 0. Face 0. Pune și pe 0, că face 20. Nu-i nimic, dar nu le reprezentăm. Nu. Și atunci, iată că o să spunem că x-ul este, cât am spus, minus 3. Minus 3, adică minus 1, minus 2, minus 3, e 5 în timpul ăsta, da? 1, 2, 3, 4, 5. Punem ce? 4. Sunt curios, oare este chiar pe dreapta? Da, e doar atinge. Dacă da, hai să verificăm dacă verifică. Deci coordonatul acestei pentru punctul G, de coordonate cât? Minus 3 și 5. Ia să verifică. Deci în loc de X pun cât? Minus 3. Minus 3 și în loc de Y, 5. Egal cu minus 6. Nu, 6 minus 1, 5. Da, verifică. Verifică. Formidabil. Deci G-ul ăsta este punctul din întâmplare și pe dreapta asta. Și când îi dăm minus 4, este 0. Așadar, sunt două puncte C și D. Hai să zicem de la D. D de coordonate cât ăsta? D de coordonate minus 4. 4 și 0. Și dacă le urmesc, constatăm că cele două drepte s-au întâlnit în punctul C de coordonate minus 3 și 5. De pe grafic, așa ne-a ieșit. Da. Minus 3 și 5. Asta ca... coordonatele punctului de intersecție asta? Ce? De coordonatele asta este punctul de coordonate. Deci la răspunsul la întrebarea cine este punctul respectiv? E punctul ce de coordonate minus 3? Coordonatele întrebare. Vă spuneam că eu n-aș fi făcut asta, dar pentru voi am făcut-o pentru că sunteți la început la funcția de gradul 3 și graficul e o dreaptă. Așa asta dreaptă este de ecuație Y plus 2X plus 1
egal 0. Asta va fi egal cu y egal cu cine? Y egal cu 5x plus 20. Da? Y egal cu 5x plus 20. Care mai poate fi scris y minus 5x plus 20 egal 0. Deci y minus 5x minus 20 egal cu 0. Și acum facem și prin f de x egal cu g de x, nu? Asta vreau să vă spun. Altă metodă? Deci, în clipă, da, o metodă. Asta e metodă grafică. Deci am dat cu unde s-au întâlnit, metodă grafică. Și metoda a doua, metodă analitică, adică nu mai trebuie sistem grafic, și pur și simplu. Când s-au întâlnit aici, punctul ăsta înseamnă că este același x, același y. Da? Punctul de coordonate minus 35 este și pe dreapta asta. Și pe dreapta. Da? Și pe dreapta asta. Și asta înseamnă că y egal cu minus 2x minus 1. Și același y îl întâlnim și după rețeta 5x plus 20. Și fiind același y, deci în egal cu deci relațiile. Înseamnă deci minus 2x minus 1 egal cu 5x plus 20. E același y în momentul de x. Care înseamnă acum ce cu x într-o secundă? Minus 7x egal cu 21. Adică rezultă că x egal cu 21 pe minus 7 cu minus 3. X egal cu minus 3, iar y cu oricare prin asta mă duc. Și de y va fi egal cu minus 2 ori minus 3 face 6. 6, 5. 5. 5. Și da, asta nu urmă. A, nu mai trebuie să repetă în grafic. Nu trebuie să repetă. Ce da? Nu mai... Și apate la asta vă spuneam că, din nevoie, sigur, când se întâlnesc, y-ul unuia egal cu y-ul celuilalt. Egalând pe cele două. Relație. F de x egal cu g de x. La momentul tehnic. Dar trebuie să înțelegi fenomenul. Când s-au întâlnit, e vorba că e un punct care are aceeași problemă. Același și același y. Are același y când s-ar putea la mai îngrijeșești de simt x-ul. Și cu x-ul găsit, mă duc și oricare. E ca un sistem de două relații. Da? Da? Altul. F de x egal cu minus 6x minus 3. F de x egal cu minus 6x minus 3. Minus 6x minus 3. Și g de x egal cu 6x plus 3. G de x egal cu 6x plus 3. Plus 3. Să mergem mai repede, domnul profesor, vă vedeți, ziceți copiii. Da. Minus 6x minus 3 egal cu 6x plus 3. Deci e vorba de graficul lui F, intersectat cu graficul lui G, care îmi indică un punct pe... Da? Un punct P, așa se puteți, graficul este, este graficul lui C, și îmi dă un punct P, P de coordonate, X și Y, X indice P, aici și Y indice P. Și atunci, la întâlnire, Y-ul lui P fiind același, înseamnă de aici că F de X egal cu G de X. F de X egal cu g de x. Minus 6x minus 3 egal cu 6x plus 3. Și ce înseamnă minus 6x minus 3, da, egal cu 6x plus 3. Da. Și minus 3x egal cu 6. Deci ai zis minus 6x. Minus 3. Minus 3 egal cu 6x plus 3. Adică minus 12x egal cu 6. X egal cu minus 1 pe 2. X e minus 1 pe 2 și atunci Y... Pentru că Y este minus 6 ori minus 2... Deci punctul P de coordonate va fi... P de coordonate... P de coordonate e minus 1 pe 2, 0. Minus 1 pe 2 și 0. Toate existențe se fac așa. Deci e foarte simplu. Foarte simplu. Nu aveți motive să... Hai să vedem altceva dacă... Da, altă, da. Altă, deci... Următorul exercițiu. La intersecția a două, sau punctul de intersecție a graficilor a două funcții, fie că reprezentăm și găsim de acolo vizual să vedem ce se întâmplă, dar e un punct. Când nu s-ar întâlni,
Când s-a întâmplat? Când îți s-a întâmplat? Când trebuie fiparele. Și când? Vă zic să vă zic. Este 21 de la 20. 21 de la 20. Stabiliți dacă există M mic aparține lui el mulțimii numerelor reale, astfel încât... Stabiliți. Dacă există... Există. Punctul M mic aparține lui el. Da. Așa. Astfel încât... M mare de coordonate minus 1 și 3 să reprezinte intersecția reprezentărilor grafice a funcțiilor F și G definite pe el cu valori în el. Să fie egal cu graficul lui F intersectat cu graficul lui G. G. Da. Dar F și G sunt definite în el cu valori în el. F și G sunt funcțiile definite pe el cu valori în el. Da. Având fiecare țetă diferită. Da. F de X este egal cu F de X este egal cu Mx minus M minus 1. Minus M. Minus 1. Și G de X este egal cu 2M plus 1 ori X, totul ori X. Asta. Deci să înțelegem încă o dată. Ieșiți-o. Deci e vorba de a vedea dacă găsim pe M real, să vedem dacă există M real, semn de întrebare. Așa încât punctul e mare, important, să fie punct de intersecție acestor două. Păi, scriem pe F de X, adică egal cu G de X, sau înlocuim F de X și G de X? Deci, în momentul în care s-ar întâlni, ar trebui... Și aflăm dacă e M egal. Dacă e M egal, sunt incorrect. Ar trebui să dai minus 1 și 3? Nu, ar trebui să fie M egal. La F de X și G de X fie același M. Deci când se întâlnesc cu F de X egal cu G de X, dar apare o relație în M și în X. X îl știm. Cât? Minus 1. Da. Așa. Și le fac bine. Dar nu degeaba ne-a dat și 3 ăsta. Păi 3 egal cu F de X. Și cu G de X. Deci, acest punct care să fie pe cele două grafice, trebuie să fie și pe primul și pe al doilea. Da. Hai să-l obligăm să fie pe primul. Deci e mare, aparține graficului lui F. Atunci, graficul F este cine? Care e relația? Este Y egal cu Mx minus M minus 1. Și aceste coordonate, minus 1 și 3, le lucrim aici. Și le dăm în mână. Da? Deci în loc de Y punem cât date? Minus 1. În loc de Y punem 3. 3. Și în loc de X punem minus 1. Și apare, da? 3 egal cu M ori minus 1, minus M, minus 1. Ce funcție se spune? 3 egal cu minus 2 e minus 1. Minus 2 e. 4 egal cu minus 2 e. Adică? E egal cu minus 2. E egal cu minus 2. Este bine? Da. E egal cu minus 2. Deci obligăm să fie pe primul grafic, dar dată ăsta este. Hai să-l obligăm acum pe el. Dar ține și ce lui capul de aici. Graficul e ce? Care are relația care Y egal cu 2M plus 1 ori X. Și atunci să avem că 3. Deci asta înseamnă că avem că 3 egal cu 2M plus 1 ori 2M plus 1 ori minus 1 ori minus 1 3 egal cu minus 2M minus 1 3 egal cu minus 2M. Și așa exact la chestie. Și îmi dă același M. Deci, deci, să fie M egal cu minus 2. Fiindcă mi-a dat același M, atunci... Pe asta ziceam. Deci, pentru cum? Da. Urmărește. Spune tu că... Asta ziceam prima dată, că dacă îmi dă același M, să... Da, deci obligând ca punctul ăsta să fie și pe primul și pe al doilea, dacă îți dă același M, atunci înseamnă că există el.
Și asta e valoarea reală. Dacă îmi dădea alte valori, una odată îmi dădea minus 2 și odată îmi dă 7, atunci înseamnă că nu există el. Una, una avea o pretenție și alta altă pretenție. Da? Deci nu, avea să spunem în condițiile acelea că nu există el. Care nu ajunge la aceeași valoare reală. Deci notați-vă. Ce înseamnă că un punct este punct de intersecție al două grafice? Este și pe primul grafic și pe al doilea. Adică verifică și prima relație și pe a doua. Deci există el mai mult. În cazul nostru există el. Înțeles? Da. Și B, e de X este egal cu M minus 1 ori X. Egal cu M minus 1 ori X. Da? Minus 2M plus 5. Minus 2M plus 5. Și G de X este egal cu 2M minus 1 ori X. 2M minus 1 ori X. Plus M plus 3. Plus M plus 3. Și e vorba de același M? Da, nu cu B. Da? Fiind vorba de același M. Adică să punem Y cu 3. Punem 3. Deci prin M, hai să zicem M, de coordonate minus 1 și 3 aparține graficului lui F, dacă și numai dacă avem 3 egal cu M minus 1 care ori... Care este M minus 1 ori minus 1, da. Minus 2 M plus 5. Deci asta este valoarea. Egal cu minus M plus 1, minus 2 M plus 5. Așa, 3 egal cu minus 3 M plus 6. 3 egal cu minus 3 M plus 6. Adică scădem un 6 și vine cât? O 6? Hai, da. Cât zici tu? O 6. Da? Da. Deci vine minus 3 egal cu minus 3 M. Unde e M egal cu 1, nu? Fac așa. E M egal cu 1. Hai să vedem când merge pe varianta cealaltă. Dacă M, adică odorate, minus 1 și 3 aparține lui G, graficul lui G, asta ar fi echivalent, v-aș spune că 3, să fie egal cu 2M minus 1 ori ziade ori minus 1. Nu mai am față. Minus 1 plus 3. Plus 3. Și ce mai vom duce? Ok, plus 3. La? Și 3 egal cu minus 2N plus 1 plus M plus 3. Plus M plus 3. Adică 3 egal cu M. M plus 4. Minus M, parcă. 3. Minus M. Da. Minus M plus 4. Deci 3 egal cu minus M plus 4. 4. Adică M egal cu? Minus 1. Minus 1, da? Deci M egal cu 4 nu, minus 1. Nu, da. M egal cu 1. Acela vorba. Da. Nu? 1 mi-a dat și într-o variantă și altă. Deci înseamnă că există M. Și valoarea lui este asta care îmi despre noi. Bun. Atâta? Da. În capitolul 22, iată și vedem sau cum facem. 22. 22 de la pagina 20. Verificat dacă reprezentările grafice ale funcțiilor următoare F, G și H sunt trei drepte concurente. Dacă graficul lui F intersectat cu graficul lui G, G și intersectat cu graficul lui H, H egal un singur punct. Sunt trei drepte concurente, da. Asta e exact. F de X este egal cu minus 4X plus 1. Minus 4X plus 1. G de X este egal cu 2X plus 1. 2X plus 1. Și H de X este egal cu 7X plus 1. F de X egal cu G de X egal cu H de X. Da. Dar dacă să ne gândim așa, vezi bine,
y egal cu minus 4x plus 1 și să zicem un x care și să punem la toate. Și să vedem final. Te gândești să dai la alte pare un x? Nu, de ce niciodată. Uite, trebuie să analizăm așa. Dacă s-ar fi fost, dacă ai fost numai până aici, nu să-ți faci problema. Punctul de intensitate a două dintre ele. A, luăm de primul două. Desem x-ul și y-ul. Punctul de intersecție și problema ne întrebăm dacă verifică pe a treia. Da? Deci două din ele. Nu neapărat prima și a doua, poți fi și prima și a treia. N-are importanță. Așadar, mă gândesc să găsesc punctul de intersecție a două din ele. A două din ele. E minus 2x sau e 2x? 2x. 2x plus 1. 2x plus 1 egal 7x plus 1. Deci plecăm de la f de x egal cu g de x. Deci ar trebui mai echivalent, va spune minus 4x plus 1 egal cu 2x plus 1. 2x plus 1. Minus 6x. Adică minus 6x egal 0. X egal cu 0. Da? Deci da. Obținem x egal cu 0. Stop, 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 stop. X egal cu 0, să găsim și y-ul. Imediat, din primele două. Da. Cât va fi y-ul când x-ul e 0? Y-ul 0, 1. 1. Pentru x egal cu 0, y egal cu 1. Așadar, punem graficul lui f. Să intersectăm graficul lui c. Și mă dau punctul p din coordonate 0 și 1. Și cel de-al doilea strang pe acolo, coordonatele lui trebuie să verifici și pe a treia. Da, da. Și 2x plus 1 nu e egal 7x plus 1. Nu, dar nu mai merg pe acolo. Pur și simplu, punctul P, P de coordonate 0 și 1, P de coordonate 0 și 1, aparține graficului H, cel de-al treilea grafic. Dacă și numai dacă, coordonatele sale verifică relația. Adică în loc de h de x pun 1. Da? Deci y-ul lui p să fie egal cu 7 ori x-ul lui p plus 1. Deci după ce am găsit intersecția a două din ele, acum mă întreb dacă ăsta e și pe al treilea. Altfel spus, dacă al treilea grafic trebuie și pe acolo. Și asta înseamnă echivalent cu 1 egal cu 1 egal cu 1, 7 ori 0 plus 1. Și 1 egal cu 1. Asta înseamnă că și graficul lui H trece tot pe punctul respectiv. Sau punctul. Dar dacă se zice că nu punea, nu l-am primul 2 și l-am avut primul 2. Dar nu-i importanță. Păi da, 2x plus 1 nu poate fi egal cu 7x plus 1. 2x plus 1 egal 7x plus 1, dar la x egal cu 0 tot. Tot x egal cu 0. Da? Da. Și x-ul 0 e cu tot 1. Deci n-are importanță pe care două din ele le studiezi și găsești programele. Cert este că după ce le-ai găsit, punctul acel, coordonatele, cert este și pe ce ai lăsat deoparte. Relația de deoparte, lăsat deoparte și atunci, dacă da, toate sunt concurente. Trebuie acum? Scriu? Acum scriu atâta. Fiindcă cel punctul găsit și pe graficul lui H înseamnă graficul lui F intersectează graficul lui G și intersectează graficul lui H și intersectează singurul punct pe acesta care am spus. Parcumente sunt toate trei concurente. Concurente. Da. Ah. Și trebuie de tot. Dar și spus aici, dacă se întâmplă chestia asta, și da, se întâmplă, pentru că două din ele ne-au luat, în general ne-au oferit coordonatele punctului P, în intersecție și l-am verificat să înțeleg pe celălalt. Mai e un punct aici. Da. F de x egal cu 4x minus 3. Deci F de x egal cu 4x minus 3. G de x egal cu minus 3x plus 4. Minus 3x plus 4. Și H de X egal cu 2X minus 3. Cum? 2X minus 3. Păi, dar ce ești poveste? Eu nu am vedere. Trebuie două. Deci Y egal cu 4X minus 3 și Y egal cu minus 3X. Fac așa un sistem.
Adică, astea două le folosesc și atunci de aici înseamnă? E 4x minus 3. 4x minus 3, să fie egal cu minus 3x plus 4. Deci mă conduce spre situația 7x egal cu, 7. Adică x egal cu, rezultă x egal cu 1. Cu x egal cu 1, mă duc în oricare, rezultă y cu, e 4 minus 3, 1. Deci punctul P de coordonate, ăsta ar trebui să-și vedem, dacă 1 și 1, dacă se află pe cel de-al treilea, pentru H. Deci P de 1 și 1 aparține semnul întrebare graficului H. Asta ar însemna, echivalent va spune că y-ul lui H, y-ul lui P, să fie egal cu, după rețetă, 2 ori x-ul lui P, nu? Minus 3. Și ce se însemna? 1, 2, minus 3. 1 egal cu minus 1. Fals. Asta înseamnă că P nu aparține. Sau graficul nu mai trece prin P. Deci cele trei nu sunt concurente. Mai două. Mai două. Două de două vor fi. A, două. Dacă îl luăm pe al... deci pentru două. Da, două de două, corect. Pe al doilea, pe a doua, pe a treia vedea un alt punct. Pe prima, pe a treia, un alt punct. Dar nu sunt toate trei la același punct. Deci generează un triunghi de da, foarte da. De două de două. Concluzia este că graficul lui F intersectat cu graficul lui F lui G intersectat cu graficul lui H egal cu mulțime vide. Nu toate trei trec pentru același punct. Aici, domnule. Este 23 de la pagina 20. 23 de la pagina 20. 20. Determinați valorile numărilor reale M și N. Pentru care așa, reprezentările grafice ale funcțiilor f și g definite pe f cu valori în el următoare se intersectează în punctul A mare de coordonate m plus 1. Deci graficul lui g se intersectează cu graficul lui g. Când punctul A mare de coordonate m plus 1. Punctul A mare. A mare, având coordonatele m plus 1. Uite așa, m plus 1, și da, și minus 3m plus 2. Minus 3m plus 2. Și rețetele sunt f de x este egal cu x minus 3. Cu x minus 3. Și g de x egal cu minus x plus 1. Și g de x egal cu minus x plus 1. Plus 1. Cine vorbește? Hai să vedem Miruna. Minus, la prima dată facem pentru f de x, aflăm un x și un y și la prima și la g de x, și facem minus 3n plus 2 egal cu m plus 1 minus 3. Răschimbăm pe x. Deci, tu spui așa, obligăm să găsim punctul de intersecție aici și să fie identicul. Da? Și când va fi identicul, înseamnă că x-ul lui A. Adică ce-o fi aici, ce-am găsit noi să fie egal cu n plus 1 și y să fie egal cu minus 3 n plus 2. Corect. Deci, facem repede. Minus 3 n plus 2 egal cu n plus 1. Nu, 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 nu mai verificăm. Deci, ce-ai spus? Aici avem de x cu g de x. Atâta, pur și simplu, îi testăm cu ce să dăm. Așa e zis. Deci, graficul lui F, intersectează graficul lui C, egal cu mulțimea, hai să spunem, formată din punctul P, cum suntem noi obișnuiți. Și pe care cărul coordonate le găsesc. Înțeles. Și P de coordonate XP și YP, unde pentru găsirea lui Y mai întâi, ce fac? X minus 3 M plus 1 egal cu minus X plus 1. Păi de 2. Da? Deci x-ul e egal cu 2. Și dacă știu x-ul, x-ul lui F, nu? Am găsit acum. Și acum mă duc într-o relație și... Într-una de relație. Și să fie minus 1. Și y-ul lui F e egal cu x-ul 2 minus 3 egal cu minus 1. Deci am y-ul F egal cu minus 1. Deci... Și mi-e
Pe de formă matematică. Mi-a dat M egal cu 1. Ai finalizat? Nu, nu mai... Lucrează nici, mama. Deci la GDX n-am niciodată cu ea. Deci, pe de coordonate ce punct coordonate? 2. 2 și minus 1. Și minus 1. Și deasupra, pun pe A de coordonate, minus 1. Și minus 3, plus 2. Și fiindcă A trebuie să fie identic cu P. A trebuie să fie identic cu P. Înseamnă că M plus 1, asta dacă și nu mai dacă, M plus 1, M plus 1 trebuie să fie egal cu 2, de unde M egal cu 1. Și respectiv, minus 3, M plus 2, să facă minus 1. Adică, de aici, M va fi egal cu... Cât? 1. N egal cu 1. Și la întrebarea, ce valori are în M și N? De găsiți voi? În fel să se întâmple chestia asta, 1, 1. Mai putea să fie și așa în varianta care-i plecat-o minuna. Punctul ăsta, punctul ăsta, ca să fie pe primul grafic, trebuie să fie emisiunea rația dreaptă. De rația dreaptă și asta. Adică în loc de Y punem minus 3 N plus 2. Deci așa am minus 3 N plus 2. Să fie egal cu X-ul, adică cine este M plus 1, minus 3. Și trebuie să fie și pe cel de-al doilea. Adică în loc de Y pun cine? Minus 3, minus 3 N plus 2. Egal cu minus Y plus 1 plus 1. Deci minus 3 plus 1. Minus 1. Și minus 2 egal cu minus M. Și acum, a egal la astea înseamnă asta egal cu astea, da? Deci de aici este plus 1. M minus 3, deci M minus 2. Egal cu minus M. Egal cu minus M. Și atunci minus 2 M egal cu... Deci 2 M egal cu 2. Da, și... E egal cu M. Și cu M-ul găsesc, mă duc și nu găsesc pe N. Și găsesc pe N, egal tot cu 1. Eu am făcut-o în două metode. Acolo se pune M. M, M e bun. Dar nu, dumneavoastră a scris N, dar nu. Aici e M, M. Da? M e bun. Și N-ul, al doilea, găsit al din locul care, N este 1. În final, eu ce am făcut aici? Am vrut să pun problema ce înseamnă că două puncte sunt identice. Două puncte sunt identice dacă au aceleași coordonate. În prima variantă, prima soluție, am zis și nu se găsesc coordonate pe punctul de intersecție a două, a graficilor două funcții? Da. Și l-am găsit. Ce coordonate a avut? 2 și minus 1. Sunt punctul de, nu? De intersecție al celor două. Și ele să fie identice, X-ul de la A să fie cât X-ul la 2, de la B. Și Y-ul la fel. Și de aici, mă duc, dar trăiem și el. În varianta care ai propus-o tu, a fost aceea. Dacă punctul ăsta A se află pe dreaptă, verifică relația. Adică, în prima relație, în loc de Y, pui cât este acolo, 1 plus minus 3 plus 2, și egal cu, și a doua relație la fel. Și acolo găsesc pe M și pe N. Da? E alternat tema la algebră, peste mâna geometrie sau mai da. Peste algebră? Avem tot și o dimensie. Hai, zi tema. Dar nu de acolo. Din asta. Din asta. Copii în tablă. Copii. Copii în cerul, da.